Gata, începem, suntem aici împreună cu Dan Andronic și invitatul nostru în această după-amiază, fostul ministru al apărării, domnul Teodor Atanasiu. Bună ziua, domnule Atanasiu. Bună ziua. Ce faceți bine? Nu v-am văzut de o grămadă de vreme. Cum se zice română, mai bine decât vor alții, mai rău decât vreau eu. Deci am înțeles, bine. V-ați apucat să scrii cărți. Asta pare să fie așa, la modă, nu-i așa, Dane? Toată lumea scrie cărți. Ce aveți, fraților, cu cărțile? Numai, când nu mai citește nimeni... În ultima vreme, când nu mai citește nimeni, voi scrieți cărți, ce se întâmplă? Care este? Eu mă gândeam că lumea nu prea mai scrie acum, că sau cel puțin nu cărți. Da. Că observam că e mai simplu așa, cu telefonul, cu gadget, repede, o știre, o cartolină și mai departe. Păi asta e ideea, da? Vă apucați de scris? M-am apucat de scris din... Știți refrenul ăla din cântecul ăla cu amintirile mă chinuiesc? Da, nu, nici măcar. Știți, când un inginer se apucă de scris, e grav, că de obicei asta o fac oamenii care mă aleau cu epitetele, cu metafore. Nu e mai greu cu astea, dar am scris fiindcă, tocmai fiindcă sunt inginer și nu prea îmi dădeau, nu mi-așeau calculele. Mi s-au întâmplat lucruri care nu aveau explicații logice și noi nu prea suntem cu miracolele. Nu? Inginerilor ne plac lucrurile clare, fixe, măsurabile, să vedem ce se întâmplă și atunci am început să văd ce e în spatele a ceea ce pare a fi altfel. Și... O să ajungem la carte, dar vreau să pornesc eu rapid cu, să vă provoc o chestiune din actualitate. La ora la care discutăm noi în acest podcast, mă rog, să pune la cale debarcarea lui Dâncu de la șefia Ministerului Apărării. E un minister pe care l-ați conduce dumneavoastră. Și asta pentru că Dâncu a zis la un moment dat într-un interviu televizat ceva din categoria, domne, războiul din Ucraina ar cam trebui să se termine cu o negociere, dacă e să se termine, trebuie să se termine cu o negociere între ruși și americani. Și de aici, un întreg tăvălug, l-au luat pe Dâncu, l-au luat, l-au nenorocit, au zis, dom'le, cum? Nu, să termine doar momentul în care Zelenski și ucrainenii decid că ar vrea să se termine printr-o negociere. Până atunci, noi nu avem a ne amesteca în această chestiune. Vi se pare că Dâncu a greșit în această... Mă întreb așa, din postura asta, repede. Da, eu cred că intelectualul Dâncu avea dreptate. Din păcate, ministrul Dâncu nu avea voie să spună așa ceva. Fiindcă sunt două lucruri total diferite, ceea ce crezi, ceea ce gândesc sau care este poziția oficială a unui stat într-un conflict armat. Ori când faci parte din puterea statului, deci din cei care iau decizia și o prezintă public ca fiind decizia statului român, nu poți după aceea să vii să spui că de fapt stai puțin, că e un pic altfel. Nu chiar așa cum am spus noi la început. De fapt, noi suntem de acord că Rusia a invadat Ucraina și duce un război de cotropire, dar de fapt că mai ce are dacă pierde niște teritorii, a zis domnul Dâncu, că asta este, dar nu pot ei să o facă, așa că să lăsăm pe alții să negocieze în locul lor pierderea de teritorii. Haideți să, pentru că întotdeauna lucrurile astea păcătuiesc prin lipsă de precizie. În sensul în care... Eu știu că Vasile Dâncu e pe Făraș. Deci, indiferent ce spunea, oricum îl întreba cineva de ce n-are bască. Da? Dâncu spune așa, războiul va mai continua, singura șansă a păcii poate fi negocierea cu Rusia. Ceea ce... Și hai să luăm bucată cu bucată și vă spun punctul meu de vedere. Orice război trebuie să termine printr-o pace, nu printr-o negociere. De obicei. De obicei. Sau o încetare a focului, un armistițiu de ăsta, dacă te duce în zona de conflict înghețat. Deci nici în caz nu-ți rezolvă problema. Sigur, e vorba de o negociere complexă. Corect, nu? Da, că nu o să fie simplu. Țările lumii, NATO, Statele Unite, să negocieze pentru Ucraina garanții de securitate și o pace cu Rusia. Nici aici nu văd unde... Că s-a mai întâmplat în istorie de nenumărate. Nu, dar nu văd unde ieșim din cadrul acceptat. Singură Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, deoarece clasa politică din Ucraina în momentul acesta nu poate să-și permită să-și asume pierderea de teritorii, o pierdere injustă până la urmă de teritorii. Ar fi o înfrângere prea mare pentru politică. Nici aici nu pot să spun că nu e corect ceea ce spune. Totul are logică, dar nu este în sensul celor în care NATO, Uniunea Europeană și România s-a exprimat. Adică domnul Dâncu spune așa, domnule, pacea nu poate avea loc decât cu pierderea de teritorii și asta nu le poate asuma Zelenski și cu ai lui, așa că hai să-i punem pe alții să negocieze o pierdere de teritorii în numele lor.
Uniunea Europeană, NATO și România au zis suntem alături de Ucraina și în lupta sa pentru victoria împotriva Rusiei și aș păstra întregul teritoriu existent. Corect, dar haideți să ne uităm la realitatea de la acest moment. Rusia a anexat teritoriile din Donetsk, Luhansk și așa mai departe, a făcut un referendum, le-a declarat ca fiind partea Federației Ruse. Deci din momentul ăsta au semnat Curtea Constituțională, din momentul ăsta suntem în ipoteza în care una din cele două forțe trebuie să cedeze din teritoriul național. Eu sunt de partea ucrainelor, ca să fie clar, e teritoriul ucrainian. Dar rușii spun acum nu, e la noi. Da, eu cred. Și în al doilea război mondial, Germania a intrat în Franța, a ocupat Parisul, dar francezii n-au zis bine, mă, acum partea asta de Franță rămâne la voi și noi ne resemnăm. Au luptat și în 45, norocul lor, au devenit și câștigători, au fost și câștigători și și-au luat între toate teritoriile înapoi. Probabil că și ucrainii gândesc la fel. Războiul e de lungă durată, astăzi câteva teritorii sunt ocupate, mâine poate le eliberăm. E greu să le spui... Nu știu, stai puțin, mă gândeam dacă ține comparația asta, domnul ministru. Povestea asta cu nemții care au ocupat Parisul și care puteau să revendice la momentul respectiv Parisul. Dacă intrăm puțin în istorie, ceea ce sigur e complicat în momentul de față să facem să sondăm în istorie, situația Ucrainei, cel puțin acestor teritorii pe care le-a ocupat în momentul de față Rusia, nu se pune în cheia în care vorbeam mai devreme, Berlin versus, sau mă rog, nemții care ocupau Parisul. Pentru că în istorie, dacă ne uităm, da, rușii pot să spună teritoriile astea au fost mai degrabă ale Rusiei, da? Istoric vorbind, da? Decât de la înființarea statului ucrainean. Chiar, Știți că istoria omenirii depinde de data la care vorbim. Sigur că da, păi asta spune, deci e complicat. În urmă cu 100 de ani erau teritoriile cuiva, cu 500 altcuiva. Rușii ar putea invoca în momentul de față niște... sigur, din punctul lor de vedere, niște drepturi istorice, să le numim în felul ăsta, asupra unor teritorii, inclusiv Crimea. În vreme ce nemții în al doilea război mondial n-ar fi avut niciun drept istoric să revendice Paris. Nu știu, dreptul internațional se construiește și pe baza dreptului sabiei, cum mi se spunea în Evul Mediu. Cel care a cucerit un teritoriu și îl poate revendica. Bun, nu mai suntem în Evul Mediu. Nu, și tocmai fiindcă suntem în epoca modernă a omenirii și în dreptul internațional spune că adevărul constituie ultima înțelegere scrisă între țări. Dar ca să punem într-un fel, într-un cadru corect, că a fost ministru al apărării, ținând cont de contextul în care ne desfășurăm activitatea, ca să zic așa, mi se pare că declarația lui Vasile Dâncu este hazardată, nepotrivită și putea să mai bine n-ar fi existat. Deci un ministru al apărării dintr-o țară aliată NATO care sprijină Ucraina nu poate fi suntem pentru ca Ucraina să-și păstreze măcar un teritoriu cât de mic, dar să mai aibă ceva și al lor. Cam așa sună. Și restul, ca să fie pace, mai cedăm și... Deci a vorbit mai mult ca un analist decât ca un ministru. Asta am vrut să spun. Deci dacă nu era ministru, Dâncu a avut o explicație chiar foarte... E explicație normală. Foarte logică despre cum s-ar putea încheia rapid un conflict armat în zona respectivă. L-am și întrebat, eram într-un talk show la România TV și tot era scandalul cu Dâncu. Și era un om domn de la PSD. Cred că Petrescu era. Uh-huh. Și am întrebat, zic, am și eu o singură întrebare. Zic, în opinia PSD-ului, un conflict armat, cum se termină? Zic, ce vrei să spun? Zic, un război, cum se închide? Că nu poate, războiul nu poate dureze la nesfârșit, nu? Păi zice, pentru o pace. Zic, corect. Și pacea aia presupune negociere. Da. Adică, eu înțeleg că există o poziție politică și sunt de acord că ministrul apărării nu poate să spună decât ceea ce spune ministrul de externe și președintele și peste ei, care este poziția oficială a NATO. Pentru că vorbește în calitate de oficial. Deci nu neapărat ce zice președintele sau ministrul este... spune ce a decis statul român. Și statul român decide cu cine trebuie să decidă. Dar după ce există o decizie luată, nu mai poți să vii tu să spui, stai puțin, domnule, noi am decis, dar de fapt eu mai am câteva... Uite, Manu ne-a arătat o fotografie că sunt surse care spun că... Da, mi-a dat Simona Ionescu acum, surse InfoActual spun că Vasile Dâncu nu va fi schimbat din fruntea armatei. Dă puțin textul.
În această dimineață, ministrul apărării a avut o întâlnire cu premierul Ciucă, întâlnire care a durat peste jumătate de oră, deci se pare că e mult, jumătate de oră. Și-a explicat Dâncu declarațiile și sursele InfoActual spun că Vasile Dâncu nu va fi schimbat din fruntea armatei. Ok, hai să ne întoarcem la oile noastre, în sensul în care declarația este clar nepotrivită și aici aveți dreptate, dar și e clar că suntem într-un conflict de tip maniheist în care incineresc, dacă vreți. Da? Numai unul poate să aibă dreptate. Intelectualul Dâncu nu vorbea prostit, dar ministrul Dâncu nu avea voie să aibă o astfel de abordare. Au zis, dar premierul Ungariei poate să aibă o altfel de abordare? Vorbesc de Victor Orban în corul vocilor NATO și ale Uniunii Europene, adică Victor Orban, de exemplu, ca și polonezii, dacă ne referim doar la UE, dar Victor Orban, chiar și în contextul ăsta NATO, face notă discordantă, dar acum nu discordantă, discordantă rău de tot cu celelalte voci din interiorul NATO și o face de la poziția de prim-ministru al unei țări. Și da, nici da, măcar doar așa, declarativ, și prin fapte. Și prin fapte, adică ai lor să duc, negociază cu rușii prețuri de dumping la gaz, da, tocmai ce a fost ministrul de externe. Deci Orban are o voce care sună altfel decât tot ce înseamnă vocile de înțeleg. Și nu-l schimbă nimeni, nu-l pune, nu se supără nimeni, n-am auzit unde la NATO să se răstească la Orban. Ați auzit vreun oficial pe domnul Stoltenberg ieșind și zicând, spre exemplu, îi atragem atenția prietenului nostru Victor Orban de la Budapesta, că declarațiile lui încalcă ceea ce am fixat împreună. E un nesimțit și un nenorocit și îi batem obrazul. Bă, n-a zis un cuvânt. Eu sunt convins că sunt lider politic. Și noi l-am găsit pe căliciul ăsta de Dâncu, da? Să-l luăm la palme și la... De ce îl fac pe călici? Așa, că în context, în discuții, el fac pe călici, înțelegi? La modul ăsta, adică, păi dacă a picat de pe călici, a picat de pe călici. Adică a zis și el la Prima TV, cum îi place lui, că el e gregar, așa, e... Se simțea ca acasă la Prima TV. Se simțea ca acasă la Prima TV, vorbea, era relaxat și a zis, domnule, ar fi o pace, ar fi o cutare, nu știu ce, dar... Și l-au luat ăștia la palme, dă-i, schimbă, nu știu ce, a picat de pe călici în toată povestea asta. De asta l-am făcut pe călici, ca să fie foarte clar, da? Adică, pe Orban, repet, n-am auzit unul. Bă, dar n-auzi nici măcar să fie auzit pe Ciucă, de exemplu, spunând, îi atragem atenția omologului meu ungar, Victor Orban, că nu se face una ca asta în, când ești membru al unei țări. Să știți că i s-a tras atenția lui Victor Orban de mai multe ori la Uniunea Europeană, a fost și amenințat cu infringement pe mai multe. Deja li s-au blocat. Așa, li s-au blocat. Li s-au blocat de să duce Scholz să discute, l-a chemat la Berlin pe Orban să discute despre cum să-și mute capacități de producție în Ungaria, din Germania în Ungaria. Pentru că Ungaria o să aibă cel mai ieftin gaz din Uniunea Europeană, luat de la ruși. Și în momentul ăsta Scholz vine și zice câte fabrici avem noi acolo. Bun, hai mai mutați din producție acolo pentru că o să fie gazul ieftin la... Faptul la că o să aibă gaz ieftin nu e rău. Problema este pe unde ajunge gazul din Rusia. Păi vă spun în două conducte. În Ungaria că nu au, că nu au graniță comună. Prin Turk Stream și prin conductă de la... Turk Stream pe unde? Prin Turk Stream, adică continuați Turcia... Turcia, Bulgaria... Continuați Turcia... Turcia, Bulgaria, Bulgaria, da? Numai să tangentează acolo la capitan Andreev. Domnul, Serbia, Turcia, da, Bulgaria, Serbia, Ungaria. Țac-pac. Deci, eu vă aduc aminte ultimele declarații. Rusia nu mai livrează gaz Bulgariei, dar o să dea prim Bulgaria, Serbia și Ungaria. Păi și mă mir. Adică, nu, eu cred că nu. Păi cum? Dar până Ucraina, până țeava din Ucraina nu livrează către Europa? Și acum vă întreb, Rusia e în război cu Ucraina? Da. Și de ce nu opresc ucrainenii, de exemplu, gazul de la ruși? Deci asta vă spun. Stați că... puțin, vă întreb... deci... dați-mi răspund la întrebarea asta, cum ați băgat. Nu, eu vă spun că nu poate fi Ungaria cu Rusia în cârdășie, că nu sunt cu granița comună. Mai e cineva de acord ca să ia gazul. De ce Zelenski nu oprește robinetul de la conducta care... Păi vă spun eu de ce. Pentru că, în momentul de față, economia Ucrainei se bazează în proporție foarte mare pe taxele pe care le primește, tocmai până nenorocita asta de conductă, singura care a mai rămas de altfel, care aduce gaz din Rusia spre Europa, Nord Stream-urile fiind găurite. Păi mai era una care de venea... Zelenski de ani buni, ca să ne înțelegem foarte, și nu afli și care ne privesc, da? El încasează, nu Zelenski, Ucraina, că Zelenski e vremelnic, da? Încasează taxe foarte mari, bani foarte mulți, da?
pentru faptul că are această țeavă care traversează Ucraina și care aduce gaz în Europa. Eu știu că tot prin Ucraina venea o țeavă, da? Că din Rusia prin Ucraina, care aducea gaz în România și prin România și în Bulgaria. Intra la Esatia și ieșea pe la Negrovoda din România. Și această conductă a fost oprită de Rusia pe motivul că ucrainienii au luat gaz fără să plătească din această conductă. Și mai este într-adevăr o conductă. Și asta, ucrainienii au luat gaz într-adevăr. Și acum este oprită, nu curge de un an jumate, nu mai curge gaz pe această țeavă care vine prin Ucraina în România. Într-adevăr, mai este o țeavă care merge din Ucraina în Slovacia. Și de acolo poate să meargă și în Ungaria și în altă parte. Nu înțeleg de ce printr-o țeavă se poate, printr-o țeavă nu asta, se poate, aici, pe teritoriul acelea țări. Iartă, a spus punctul pe ei. E, trebuie să admiteți, dar un pic de, hai să numim haos, niște băieți joacă în continuare, că joacă prost, că joacă bine, treaba lor. Dar cert este că gazul rusesc în continuare în Europa vine, în niște țevi încă mai vine. Și nu poate veni direct în Ungaria. În special. Și nu poate veni direct în Ungaria. Da? Și nu poate veni. Nu poate să ajungă direct în Ungaria, nu poate să ajungă, dar nici nu și-a propus. Nici nu și-a propus. Tocmai ce după care l-aveau... Adică nu e destul să fie de acord Orban și cu Putin. Mai trebuie să fie de acord și alții. Care? Păi, repet. Traseul ăla, vă repet, nu merge așa aerian Rusia-Ungaria. Da, alții sunt de acord, pentru că sârbii trebuie să primească gaze. Da, și ei primesc tot. Sârbii și primesc și primesc. Trebuie să primească gaze, da, că n-au. În momentul ăsta, partea aia, da. Inclusiv bulgarii, că nu o să mai livreze bulgarii. N-au hai gaz. Să vedem că se întâmplă. Maghiarii apoi ce-i face? Bulgarii nu primesc din Rusia. Cine? Bulgaria nu mai primește gaz rusesc. Nu, bun, dar slovacii primesc? Că dacă nu primesc de la Rusia, n-au primesc de unde să primească. Prin Ucraina, da. N-au pe unde să primească, da? Ungurii, dacă îi lași fără prin gaz, Slovacia, da, n-au ce să facă în momentul de față. Asta spun. Deci sunt țări care, dacă nu mai primesc acest gaz, n-au nici unde să descarce. Să zici că iau gazul... De gaz lichifiat nici vorbă, că n-a ajunge. N-au terminale. N-au terminale. Păi și ce faci pe ele? Asta îngheța cu iarna? Va fi de 3 ori mai mare decât gazul. Dar din punctul ăsta de vedere, pentru că sunteți un om destul de apropiat de fenomenul ăsta economic, cât de proastă vi s-a părut politica pe care am dus-o în privința liberalizării pieței la gaz? Eu cred că n-a fost o decizie greșită liberalizarea pieței. Și efectele au fost a fost greșit faptul că nu am adaptat legislația la o piață liberalizată și n-am întețit controlele celor care trebuiau să facă controle într-o piață liberă. Adică Consiliul Concurenței, din punctul meu de vedere, care trebuie să verifice dacă funcționează o piață liberă. Că în momentul în care o piață liberă nu funcționează, Digi Competition la nivel de Bruxelles sau Consiliul Concurenței la fiecare țară trebuie să constate acest lucru. Când constată că nu funcționează, stabilește un plafon maxim de preț, un termen în care trebuie să aduci piața să o faci funcțională și măsurile necesare pentru a ajunge acolo. Păi cred că Chirițu era și o vremea noastră, nu? Probabil că era. Cred că e etern. Asta e un fel de Ion Iliescu. Da, bravo. Nu mai știu din ce an e domnul Chirițuiu, dar nu asta este ideea. Ideea păi este ideea, că... pentru că un om care conduce de atâta timp o instituție care se dovedește a fi ineficientă, așa. Nu se poate schimba peste noi. Consiliul Concurenței se poate autosesiza sau poate fi sesizat pentru a întreprinde acest... Deci, nu e neapărat nevoie să stăm ca domnul Chirițu sau altcineva de la Consiliul Concurenței să se autosesizeze. Sunt suficiente instituții ale statului care, de exemplu, să constate că parcă nu e o piață funcțională și să ceară o investigație acestui Consiliu al Concurenței pentru a vedea dacă e așa sau nu. O investigație care se poate lăsa cu ce? Cu amenzi? Nu. O investigație care se poate lăsa cu concluzia că nu există piață funcțională și atunci să dea un termen pentru a ajunge la piață funcțională și cu măsurile necesare a fi întreprinse pentru a se ajunge acolo. Și pe acea perioadă să stabilește un preț maxim pentru serviciu sau produsul respectiv. Fiindcă... Deci dumneavoastră îmi spuneți că nu sunt mai ticăloși, sunt și proști. Deci dacă mâine nu este piață funcțională la televizoare, Consiliul Concurenței, dacă constată în urma investigației că nu e o piață liberă, stabilește un preț maxim al televizorului care poți să-l vinzi pe piața românească și măsurile necesare a fi luate pentru ca într-un termen de... Vă spun sincer că habar n-aveam de mecanismul ăsta de control care poate fi implementat rapid. Dar și de ce nu o fac?
Nu știu, doi la mână mai este modul în care să aveți vinde... Aveți să se treceți peste lucrurile grave. Nu, nu, nu. Un lucru care aduce... Ajungem tot acolo. E modul în care să vinde energia pe piața românească. Știți că noi vindem pe o piață liberă concurențială, se spune piața Opcom, și acolo mergem la licitații. Păi o piață liberă înseamnă o piață echilibrată între cerere și ofertă. La noi piața este foarte dezechilibrată între cerere și ofertă, adică cererea este mult mai mare decât oferta. Când cererea e mai mare decât oferta, unde se întâlnesc prețurile? Cererea cu oferta. La prețul cel mai mare al ofertei. Adică, dacă eu vin cu energie ieftină hidro, cu energie ieftină eoliană, cu energie ieftină fotovoltaică, cu energie ieftină nucleară, cu energie ceva mai scumpă pe gaz și cu energie foarte scumpă pe cărbune, foarte scumpă datorită faptului că trebuie să plătească poluarea, să plătească poluatorul plătește, ajungem ca cei care vreau să vândă ieftin să vândă la fel de scump la prețul celui mai scump, cel mai scump megawatt. Ne întoarcem puțin în timp? Lăsați-mă să citesc un pasaj. Eu nu spune din ce. Citesc un pasaj din cealaltă. După aia spune. Un pasaj, strici tu repede surprizele, da? Surprizele așa, le strică el imediat. Da. Mă lasă să fac aici momentul teatral. Da. Da, oricum se vede la pe ecran. Eu i-am reamintit că e bine să dea mâna cu cât mai mulți oameni. Sunt sigur că a fost de acord cu mine, pentru că imediat ce se apropia de o persoană la mai puțin de 10 metri, întindea mâna și mergea cu mâna întinsă până în dreptul celui pe care l-aborda, îi strângea bărbătește mâna și îl întreba: de unde sunteți? Din Arieșeni, a răspuns unul dintre cei întrebați. Bine, o zi bună. Ne-am îndreptat spre următorul, tot cu mâna întinsă, de la câțiva metri. După cuvenita strângere de mână, a venit și așteptata interacțiune. Bună ziua, de unde sunteți? Ziua bună, eu îți dâmbra deloc, dar am usta undeva, i-a răspuns alt moț. Bine, la revedere. M-am bucurat când am văzut că se apropie un grup de patru bărbați în straie populare și care era evident că îl recunoscuseră pe cel pe care îl însoțeam. Erau cer favorabil, deci puteam întreține o discuție mai serioasă despre candidatura lui și despre sprijinul lor în viitoarea campanie. Cu mâna întinsă de la mai mulți mestri, li s-a adresat: bună ziua, de unde sunteți? Bine ați venit pe la noi, domnule președinte, noi suntem din Vidra. Bine, la revedere, le-a spus el spre stupoarea mea și a plecat mai departe. Cine e personajul ăsta, domnule? Deci era un personaj care... Nu e ăsta, nu l-ai ghicit, l-ai pus în spate. Datorită legendei create în jurul lui, avea o opțiune de vot foarte bine conturată, undeva la 20 și ceva la sută, ceea ce pentru un politician, o opțiune de peste 20% în România, înseamnă ceva. Și acest politician a ajuns în fruntea Partidului Național Liberal dintr-un motiv foarte simplu. Liberalilor li s-a părut mai simplu să își importe un om care are voturi în frunte și să-l pune candidatul lor la președinție decât să-și crească un om și să-l facă un liberal și să-l facă să ia voturi. Și ăsta este domnul Stolojan, care... Teodor Stolojan, care s-a ocupat... N-avea chimie de nicio culoare. Care s-a ocupat foarte mult de partea economică a acestei țări și foarte puțin de cum să devii un personaj popular printre oameni și da, să... Nici nu cred că poate, strângi nici, care organ, da. nici nu cred că e făcut pentru așa ceva. Și explicam cum e foarte greu, deși ai o legendă bună, să devii popular dacă nu simți și nu ești în mediul tău în momentul în care mergi printre oameni și nu prea ai ce discuta cu ei. Dar aici e final pasajul ăsta din carte. E cartea scrisă de Teodor Atanasiu, Amintirile unui fost ministru al apărării. Angajăm un vizionar scoasă la editura Evenimentul și Capital. Este senzațional pasajul pentru care l-am recunoscut rapid pe Stolojan. Deci ăla, într-adevăr, care cred că are un moment din ăsta așa de când e vorba să dea mâna cu cineva sau să stea de vorbă, să încerce să fie, da, scrâșnește mult din dinți și gata. Stă de vorbă cu ei, dar ce să le spun oamenilor ăștia, veniți de pe toți munții aici, așa, așa. Da. Sunt nu știu, întreb de unde sunt și după aceea, funcție de unde sunt. Și tu cum e brânza, cum e oaia. Sunt două, trei vorbe, îi întreba unde sunt și le spunea mulțumesc, dar revedere. Adică omul se vedea că vrea să scape de acolo, nu era mediul în care îi plăcea să fie. Și motivul pentru care s-a retras din cursa pentru președinție. Eu cred că a fost retras, fiindcă era în pericol să nu câștige. Da, ia zice, ține momentul ăla. Îl povestiți în carte, ziceți așa și eu mi-aduc aminte de mine. Eu eram în bucătăria garsoniere, da, aveam un spațiu acolo. Mă rog, și mă uitam la televizor. Eu când l-am văzut pe Băsescu ștergându-și lacrimi, uite așa, gestul ăsta, așa, la o mea dragă, Teo,
Așa a făcut, cu podul palmea, așa, cu nu știu ce. Să-mi cadă un polonic de mână, nu știu ce făceam, că eu cu gătitul meu, așa. Bun. Am zis, bă, ce naiba e cu ăștia, mă, ce au nebun, dădeam mai tare sonul. Vreți să spuneți că așa ați pățit și dumneavoastră, adică liberalii nu știați că are loc această scenetă, că se întâmplă, că aia a fost o scenetă? Nu știam. Pe bune? Tot ce știam era că sondajele de opinie ne arătau că nu prea avem șanse să câștigăm alegerile prezidențiale. Cu candidatul Stolojan, care era la ora respectivă, și tot ce încercam era să găsim alte metode prin care să creștem popularitatea candidatului și audiența lui ca să putem să luăm un scor mai bun. Și eu am fost surprins când l-am văzut pe domnul Traian Băsescu plângând, am zis, gata, mai are câteva luni de viață domnul Stolojan și... Dar vorbesc atunci, asta creat o emoție puternică. Da, mă, ce a doua zi l-a dus la aeroport, că a plecat la Frankfurt a doua zi de zi, da, că se duce la clinică. Așa, după, s-a dus la schi. Da, după ce am aflat... Mă, păcune, deci toată lumea a zis că moare Stolojan, mă, toată lumea mă crea, mama, tata, săraci, m-au sunat imediat, ce se întâmplă, mamă, ce are, e bolnav, nu știu, mamă, e singurul care a pățit ceva de acolo a fost Adrian Năstase, care n-a mai ieșit președinte, dar n-a murit nimeni. În schimb, a fost o inspirată schimbare de candidat. Câtă vreme a fost pentru dumneavoastră momentul ăla o enigmă? Adică, mă rog, când ați aflat că de fapt s-a jucat teatru, că a fost o scenetă? Că... În prima săptămână erau voci care spuneau, dumne, e foarte bolnav, și voci care spuneau, dar e nimica, dar nu știi pe cine să crezi. După aceea, după ce l-am întâlnit pe domnul Stolojan, că domnul Stolojan a revenit în țară, după ce l-am întâlnit, nu părea foarte bolnav, după aceea am constatat că participăm la activități, că e cel sănătos, deci totul era în regulă. Măi, fraților, da, mai e un moment, iartă-mă, în istorie, mai e un moment în istorie. O să-i pun o întrebare care nu o să-i placă neapărat. Modelul ăsta a fost aplicat și în cazul lui Klaus Iohannis. Deci tot așa. PNL-ul n-a fost bolnav. Nu. Modelul în sensul că PNL-ul și-a luat un candidat din exteriorul partidului, mergând pe același principiu. Decât să creștem unul, mai bine îl luăm pe ăsta că e gata crescut. Nu, era o diferență. În ce sens? Model care s-a dovedit a fi de succes. Păi vă spun în ce sens. În 2012, Klaus Iohannis a fost preluat din exteriorul partidului și pus candidat de prim-ministru. Același principiu, nu avem altul. Între timp, da, pe principiu nu avem altul. Între timp, domnul Traian Băsescu a zis, nu, bă, nu-l nominalizez pe ăsta, îl pun pe Boc 3 sau nu știu cât, Boc al, nu știu cât alea, așa. Și atunci, după acel moment, Klaus Iohannis s-a înscris în Partidul Național Liberal, devenind chiar prin vicepreședintele lui Crin Antonescu, care era președintele partidului. 2014, când l-am pus candidat, era după 2 ani de prim vicepreședinte de partid. Venea din interiorul partidului, participase la acțiunile partidului, la campaniile partidului. A avut o activitate politică susținută? Păi, de exemplu, la ultima... Susținută de cine? N-a prins decât o singură campanie electorală după 2012 până 2014, cea de europarlamentară, la care a participat și a fost prezent inclusiv în teritoriul național. Vedeți că Klaus Iohannis a fost mai bun ca premier decât ca președinte? Asta nu pot să vă spun. E istorie contrafactuală. Glumești? Da? Poftim? Glumești? Nu, ferească Dumnezeu. Nu știu, ca primar al Sibiului a performat. Așa că înseamnă că astfel de calități administrative are. Nu știu dacă o Românie care e mai mare decât Sibiu a fost la fel de bine condusă, dar cred că da. Da. Bun, ca prim-ministru trebuie și o anumită capacitate de negociere. Da. O anumită flexibilitate. Că deja problemele sunt cu totul altele decât când ești președinte, unde ne te mai interesează. Da, dacă ai un guvern de coaliție, trebuie o capacitate mai mare de negociere. Dacă ești cu un guvern monocolor mai mic... Ne-a lămurit și nouă un mister, că ăsta mi-a rămas, cum să spun, când îi scrie memoriile, nu știu ce naiba să scriu acolo în toată publică. În rest, am mai aflat câte ceva, ca să zicem așa. Dom'le, ce a fost, dom'le, cu retragerea asta a lui Crin Antonescu? Care este misterul Crin Antonescu, dintr-un ins care avea toate șansele să fie candidatul PNL, că tot vorbeați de la președinție, da? A și fost. Nu, da, să fie, cum să spun, de la cum să rămână. Cu șansă, să rămână. S-a terminat, adică s-a făcut. Care a fost povestea lui Crin Antonescu, din punctul nostru de vedere, ieșirea lui din scenă?
Ce a fost acolo? L-au prins cu ceva, l-au șantajat, l-au împușcat în picior sau s-a împușcat în picior și l-a pus în ghid. Care a fost ideea? Deci când Antonescu a ieșit pe locul 3 alegerile din 2000, cât au fost 12 sau cât au... Nu, din 2009. Din 2009, pardon. Din 2009. Din 2009. Din 2009. Deci în 2009 a ieșit pe locul 3, iar după ce a ieșit pe locul 3 ca și rațiul 90, toată lumea regreta că nu l-a votat să fie președintele României. 2014 Dane, că în 2014 a candidat Klaus Iohannis. Da, dar numai puțin. Păi nu zic, au fost alegeri în 2009 și în 2014. Da. Ah, okay. În 2009 a ieșit pe locul 3, iar la un 6 luni, un an după ce s-au terminat acele alegeri, toată lumea regreta că l-a votat cu Crin Antonescu. Uh-huh. Asta s-a mai întâmplat în 90, când rațiul a ieșit pe locul 3 cu 3% și pe toată lumea spunea că a votat cu rațiul. Da. Acest regret ne-a făcut să credem că domnul Crin Antonescu are șanse reale să câștige alegerile prezidențiale din 2014. Corect. Și de aceea partidul s-a și strâns în jurul președintelui, că era președintele partidului Crin Antonescu, pentru acest lucru. Făcând acea alianță USL-ul împreună cu Victor Ponta, și-au și împărțit rolurile. Crin Antonescu, candidat la președinția României din Ponta partea USL, Ponta prim-ministru. Știm asta, așa. Și s-a mers la guvernare anticipată, adică cu 6 luni înainte de alegeri s-a pus un guvern Ponta 1, când a căzut guvernul ungureanu, după care, după alegerile din 2012, cu o majoritate de peste 65%, un guvern Ponta 2. Odată cu instalarea guvernului Ponta II, au început presiunile pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte al României, iar suspendarea lui Traian Băsescu când, pe timpul guvernării Ponta, suspendarea lui Traian Băsescu l-a pus pe președintele Senatului Crin Antonescu în postura de a-i ține locul pe perioada suspendării, da, care a fost mai lungă de o lună de zile, datorită unor... Curtea Constituțională cu... Da, eu le-am spune unor românisme în care totdeauna legea nu e clară și trebuie să o interpretăm și ca să o interpretăm durează și mai aducem hârtii și așa mai departe. Și Crin Antonescu a stat practic la Palatul Cotroceni vreo peste o lună jumate, timp în care se pare că, după care a venit Traian Băsescu înapoi, timp în care în loc să capitalizeze voturi, a început să piardă din imaginea publică și din voturi, iar pe măsură ce USL-ul începea să nu se mai înțeleagă și să scârție, să piardă tot mai mult. Ruperea USL-ului, datorită faptului că Crin n-a știut să o explice foarte bine, i s-a pus în cărca lui Crin Antonescu, Ponta, dar ce s-a întâmplat? Ponta nu a avut niciun fel de problemă. De fapt, Crin Antonescu, înțelegerea pe care o a avut-o în sensul ăsta. Crin Antonescu a simțit că Ponta nu va vrea să-l susțină la președinția României și ba mai mult decât atât, a început să-și apropie miniștrii liberali, luându-i de sub influența lui Crin și trecându-i direct sub influența lui. În momentul acela, Crin Antonescu a vrut să facă o remaniere de miniștri liberali cu miniștri care să nu-i mai fie prieteni premierului Ponta, ci să fie alături de el și de Partidul Național Liberal. Ponta a refuzat să facă acea schimbare de miniștri și atunci s-a produs ruptura. Ruptura i s-a pus pentru cei care iubeau USL-ul în cărca lui Crin Antonescu, pentru cei care nu iubeau PSD-ul, oricum Crin nu era un om frecventabil, fiindcă a fost alături de... Și în momentul ăla, de fapt, de și-a epuizat cam tot ce însemna șansa început, de a candida la președinție. Și a început să scadă drastic în sondaje, Panta fiind destul de mare de descendență, și fiindcă urmau alegeri europarlamentare, Crin și-a pus un target, a zis, uite, domnule, dacă scădem sub 25%, el plecând de la 40%, dacă scădem sub 25%, eu mă plec din fruntea partidului. Numai că n-am la 25, am la 15. Și atunci și-a dat demisia din fruntea partidului și în momentul acela era foarte clar că nu mai poate fi nici candidat de președinte. Da, și vreau să găsim o soluție. Povestea asta cu targetul, pentru că eu vă spun acum că a fost consultant politic sau actual, că pe asta mă rămâne în sânge până la urmă. Niciodată ca lider nu-ți asumi un procent. Și niciodată un procent de mare. Dacă e 24,9, trebuie să dai demisia. Adică, deși sună stupid. Dacă e 26, lumea o să oricum o să zică că ai luat puțin.
Deci nu e, până la urmă, nu e ca la atletism. Nu trebuie neapărat să alerg 100 de metri în 9 secunde. O alerg, mai ales că liberalii tot timpul au avut, dacă e să o luăm așa, iar tehnic, au probleme la europarlamentare, au luat scor mult mai mic decât apărea în sondaje. A, nu știu de diverse motive. Nu știu de ce și-a auto-asumat acest procent, fiindcă nu i-l-a cerut nimeni. Asta vă spun, nu i-l-a cerut nimeni, deci nu știu de ce și-a auto-asumat un procent atât de mare, mai ales că sondajele arătau că nu suntem nici vorba acolo. Adică eu înțeleg dacă sondajele ți arată că ești la 20%, zici bine, bă, iau 20, nu o să scala 15. Dacă în sondajele că ești arată sub... Dacă ai 20, păi o să iau 15. Da, dacă sondajele ți arată că e sub 20, nu spui că o să iei 25. Deci, bine, dacă de Antonescu nu știți, atunci hai să trecem, punctez eu ca să fie foarte... Dar cu dumneavoastră ce s-a întâmplat? Adică, mă rog, care este explicația trecerii pe linie moartă? În ce sens? În sens politic. Despre asta este vorba. Ce faceți acum, din punct de vedere politic? Nu fac nimic din punct de vedere păi politic. Păi vedeți, de la asta mă referam. Așa, deci n-am mai candidat, începând cu congresul în care a fost ales Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, n-am mai candidat la conducerea centrală a partidului, fiindcă eu atunci nu l-am susținut pe Orban, care era clar că va câștiga cu 80% alegerile, n-am vrut să merg în echipa lui Orban. Mai nou, în PNL, a trecut vremea romantică când se alegea om cu om în conducerea partidului, acum președintele se alege cu întreaga sa suită din vârful partidului și dacă nu ești în echipa, nu vrei să faci parte din echipa celui care va câștiga, nu vei putea să fii în conducerea centrală, așa că m-am gândit că e mai bine să stau deoparte. Nu știu dacă democrația sau perioada romantică, dar vă spun, în perioada când Valeriu Stoica câștiga alegerile de președinte în PNL și 3/4 din birou era ostil lui, era o perioadă în care PNL-ul avea o democrație desăvârșită și lua 6-7% în sondaj. Deci cam asta. Disciplina de tip panțăr. De dictatură strică aduce procent. Da, e posibil. Bine, democrația în interiorul unui partid, până la urmă, știți cum e? Alegerile au loc în interiorul unui congres unde sunt între 1.000 și 3.000 de oameni care decid. Care vin oricum pe diverse cluburi, pe diverse aranjamente, coterii și așa mai departe. Și dacă nu vin așa, e foarte greu să ajungi să fii liderul unui partid dacă nu te promovează nimeni, nu-ți face nimeni o promovare din timp la cei care participă la congres. Ori fiind de obicei două, trei tabere, taberele acelea se promovează între ele cu totul ca tabără. Și e foarte greu ca tu, independent, să-ți faci loc printre acele tabere, să-ți faci o imagine. Sunteți un om care face politică din 1990. Dar să știi că nu mi-a răspuns la întrebare. Ok. La care? De ce sunteți pe linie moartă? Deci ce s-a întâmplat? Că n-am mai candidat. Am înțeles, mai candidat, dar putea să conduceți o filială. De ce nu conduceți o filială la PNL? Că nu m-am înscris la... Ca să conduceți o an de zile. Că nu m-am înscris la candidatură la nicio filială. Păi de ce nu? Fiindcă eu am considerat... Dar membru al PNL mai sunteți? Da. Fiindcă eu am considerat așa. Dumnezeu, când ai fost... Simplu membru. Da, simplu membru. Când ai fost prim vicepreședinte al partidului, nu te mai duci să conduci filiala de la Afumați. Da, nu mai ești în conducerea centrală, stai deoparte, lași pe alții. Când ai fost ministru sau prim-ministru, nu te mai duci secretar de stat. Te ocupi de afaceri în privat sau te duci să lucrezi undeva, dar adică nu mergi așa cu suișuri și coborâșuri și suișuri și coborâșuri și numai să fii undeva. Okay. Deci eu cred că e mai bine... Deci nu să vedeți că după ce ai ajuns la un anumit nivel în politică, nu te mai întorci, deci după ce ai fost președinte de partid, nu te mai duci să fii... Nu cred că de bine. Poți să te duci consultant, dacă te ia cineva, uite, hai să fii consilierul meu, să-mi dai niște sfaturi, să iei altceva. Dar să te duci să administrezi o organizație locală sau județeană după ce ai fost un lider central, cred că nu e cazul. Și e bine să vină cei tineri din urmă și... Da, apropo de asta, vi se pare că mai vin cei tineri din urmă? Pentru că ei vin sigur că locurile sunt ocupate. Pentru că în materie de leadership, în ceea ce înseamnă conducere politică la ora actuală, și nu vorbesc numai de PNL, ci toate partidele, dacă ne uităm așa, stăm destul de...
Dacă... Suntem destul de sărăcuți, ca să nu, deci, să nu jignesc pe nimeni. Oamenii au fost obișnuiți ca oamenii politici să vorbească și ei să asculte și să evalueze. E, din păcate, lucrurile s-au cam schimbat și oamenii politici moderni nu prea vorbesc. Și ne vorbind, nici nu mai pot să evaluez, să știi dacă sunt bun sau nu. Ei vin la pachet în grupuleț, ăsta e grupul nostru, votați grupul nostru sau grupul lor. Da, corect. Și... votul negativ a ajuns să fie determinat, da, în alegeri. Da, și de aceea... nu mai e o ofertă, să zici, dumne, îmi place ăla pentru văzut că are o idee. În loc de discursuri savuroase în Parlament, cum erau în anii 90, în care era o plăcere să te uiți acolo, astăzi vezi un circ făcut de 2-3 care vor să dea în stambă pentru a-și face o imagine, să duc cu pancarde, să împing, să își dau pumn. Adică nu, da, mai e, nu mai e ce vreau să vedem. Și înainte, dacă vă aduceți aminte, există celebra bătaie între Corneliu Vadim Tudor cu Badi Gărzii cu, în Parlament, cu Berceanu. Cu cine s-a bătut? Nici nu știu. Da, cred că cu Berceanu. Dar asta era o excepție. Da. Asta pe vremea aceea era o excepție. Și acum mi-aduc aminte de situația aia. Deci... regula era că venea un Dan Amedeo Lăzărescu sau nu știu și ținea un discurs fulminant în care toată lumea era cu... stătea cu gura căscată, asculta, aplauda. Era frumos. Ei, s-a schimbat politica. În rău. În altceva. Mă rog, vă spune. Vă mai regăsiți în tipul ăsta de politică? Deci eu am mai trecut pe la partid, am mai discutat cu liderii partidului, am dat și sfaturi celor care mi-au cerut și vă repet, am rămas lângă Partidul Național Liberal fără să am vreo funcție nicăieri. Dar de câte ori mi se cere părerea, eu mi-o exprim frumos, curat și dacă se ține cont de ea, bine, dacă nu, fiecare decide. Vă întreb despre un personaj pe care eu îl urmăresc încă din anii 90, suntem congeneri, ca să zicem așa. E vorba de cel care și semnează prefața acestui volum, amintirile unui fost ministru al apărării. E vorba de domnul ăsta de aici, Dan Motreanu îl cheamă, îl văd cei care ne privesc mai mare acolo. Dan Motreanu e un tip cu mare atașament față de PNL și asta nu de ieri de azi, adică e un personaj care se confundă cu istoria post-decembristă, în sensul în care a început de mic, lângă PNL, a crescut, a nu știu ce. De ce, de exemplu, unul ca Dan Motreanu, are și el acum, poate spre 50 de ani, ceva de genul ăsta, cam așa e, pe acolo, da? Așa? Da, să aici am găsit. Bără 52. Congenet. Pe acolo. Da, pe acolo, pe undeva. De ce, de exemplu, PNL-ul, că asta vreau să înțeleg, da? Preferă să facă un import la conducerea partidului, la un moment dat, gen Câțu, să zicem. Da? Repede, așa, de unică folosință, ca pe împărși, da? După aceea face alt import de tip ciucă. Și ăsta o să fie exact ca pe împărși. Adică, repede, de tot, pac, pac, să, 6 luni, cât o mai dura, că nu știu ce, în loc să încerce să sondeze în interiorul partidului, să scoată de păr la suprafață unul, precum, nu știu, Motreanu, îl dau de exemplu acum că îl cunosc. Da? N-o fi, cum să spun, lumina lumii, dar măcar este un liberal care a dovedit că e liberal, da? Și că n-are. Și un om care face politică nu așa de moft, ci pentru că îl pasionează politica. Și asta are dovedit de timpul îndelungat în partid. Ați înțeles ce vreau să spun? De ce? Înțeles. Motreanu este prim vicepreședinte al Partidului, da, Național Liberal, adică unul din cei 4 prim vicepreședinți. Nu e un cabine, da, un membru simplu al partidului. Ba da. Eu știam că prim vicepreședinte e unul simplu. Era pe vremuri. Da, da, era alte vremuri, da. Alta școală, alta Motreanu, Motreanu este un om care a crescut de jos pe toate treptele partidului și care cunoaște foarte bine și partidul și politica liberală. A fost în timpul studenției pe care a făcut-o la Timișoara, membru al Partidului Național Liberal. Eu l-am cunoscut în 96 când, terminând facultatea, a venit la Alba Iulia și s-a înscris în organizația din Alba Iulia și atunci l-am cunoscut, eram președintele Partidului Național Liberal pe județul Alba și atunci l-am cunoscut. Fiind un tânăr isteț și dinamic, a și promovat foarte repede, a ajuns consilier județean, a ajuns destul de curând, pe, cred că imediat în 92-93, președintele tineretului. 2002. Nu, pardon, 2002, președintele Tineretului Național Liberal, da. A fost după aceea
alături de Tăriceanu, secretarul general al partidului, când era ministrul Tăriceanu președinte, deci a cunoscut partidul în toate ansamblurile ca secretar general, a fost și demnitar al partidului, deci are o experiență foarte bună și eu m-am mirat că n-a fost fructificat mai bine experiența pe care o are, fiindcă e printre puținii care n-a sărit trept în politică și știe fiecare compartiment al partidului. Iertați-mă, acum vorbesc. Pot să o miri, o poate să mire Dan aici de față, să ne mirăm noi așa. Eu nu mă mir. Nu, tu nu te miri, bă, de felul tău așa. Dar eu mă mir, eu lasă și pentru tine. Am înțeles asta. Dar dumneavoastră trebuie să aveți o explicație. Cui e ceva în biografia lui care nu dă bine, nu e, nu lasă să facă pasul. Nu, Motreanu este... Nu, care din punctul meu de vedere, Dan Motreanu este un om care se respectă prea mult pentru a se pune în postura de a pierde. De multe ori putea candida... De multe ori putea candida și n-a candidat ca nu cumva să piardă. Deși eu cred că era în postura de a câștiga, nu de a pierde. Dacă și ce așteaptă momentul potrivit să se alinieze astrele și să zică, domnule, în momentul ăsta candidat... Eu cred că aștepta momentul în care majoritatea liderilor partidului să-i spună te susținem, cu tine vrem să mergem. Și fiindcă nu s-a întâmplat acest lucru... Dar de ce nu? Asta preferat... vreau să ne explicați. Nu știu. Pentru că eu știu că există în interiorul PNL tot suiul de rezervă, așa, când zici Dan Motreanu să trezesc granzii, mă rog, așa, și zic, da, e bun, dar nu acum, da? Păi cum mă zic nu acum? Care și mergeți cu... 50 mergeți, de ani, mai are 10 ani și da, la pensie. Mergeți cu Câțu, mă, zic, păi ăsta e bun acum, și mi-arată așa, adică îl de sus. Îl de sus nu poate să fie decât Iohannis, că nu vorbim de Dumnezeu. Nu mai sus. Da? Vreau să vă spun că și eu i-am spus lui Dan Motreanu în momentul în care lupta la Congres a fost între Ludovic Orban și Florin Câțu, că dacă își depune candidatura și nu își face campanie, câștigă. Dan nu și-a depus-o, așa că n-a putut să câștige. Da, eu cred că... Era loc. El a avut atunci o poziție apreciată pentru... A avut poziția pe care o aveau, cred că, 80% dintre membrii partidului, o poziție de bun simț, în care a zis nu candidez în conducerea centrală nici alături de Orban, nici alături de Câțu, fiindcă mi se pare că niciunul nu a trebuit să fie președintele partidului. Deci o poziție foarte corectă, așa li se păreau tuturor, dar erau doar doi candidați și nu puteau să-l voteze pe al treilea. Da. Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că e din ce în ce mai actual. Că a fost ministru al apărării, în ipoteza unui conflict care să se extindă și spre granița României, sau să treacă dincolo de granița României. Armata română e pregătită? Pentru că, vedeți, din punctul ăsta de vedere, e din ce în ce mai acută problema asta. Deși nu pare, eu cred că riscul de a începe un război pe teritoriul național este în continuare foarte mic. Eu nu cred că Rusia va ataca... Eu nu cred că Rusia va ataca vreo țară NATO. Și nici altcineva nu cred că este în postura de a ataca România. De aceea nu cred că avem o problemă. Doi la mână, nici nu contează cât de pregătită e armata României. Important e cât de pregătită e NATO să facă, să intre într-un război când o țară NATO este atacată. Și aici vă spun că NATO este foarte pregătit de acest lucru. Forța de răspuns NATO este, conține, bineînțeles, și capabilități românești. Adică și noi ducem și infanterii, și aviatori, și forțe navale, cu tehnica de luptă aferentă, cu avioane, cu nave, cu puști, cu mașini blindate și așa mai departe. Dar luând în considerare forța de răspuns NATO și modul în care sunt formate aceste capabilități de luptă ale NATO cu ceea ce oferă armatele naționale din cadrul NATO, noi nu avem în caz de, la forța de răspuns, nu avem decât 6.000 de oameni pe care trebuie să-i punem la dispoziție. Am înțeles că oricum asta era și evaluarea undeva la 6-7.000 de oameni. Asta este oferta pe care noi am făcut-o și care a fost prinsă în strategia NATO, ofertă de oameni plus tehnică aferentă, pentru 6.000 de militari. Acum, când vorbim de 6.000 de militari, la NATO lucrurile trebuie înțeles într-o
perspectivă mai largă. În ce sens? În ce sens? Șase... Dat-o folosește 6 luni de zile o forță, după care o reîmprospătează. Adică tu îi trimiți 6.000 de oameni, după 6 luni îi retragi și îi pui în recuperare, că oamenii trebuie recuperați și trimiți alt 6.000 în loc. Ea, după ce se recuperează, vin să se pregătească 6 luni pentru a merge din nou într-un teatru de operații, după care iar îi trimis. Deci, practic, sunt trei zone. Zona de pregătire, zona de luptă, zona de recuperare. Deci, are avea 3 ori 6.000, cam 18.000 de oameni pe care îi rotești ca să ai 6.000 în teatru de operații. Tot timpul în forță combatantă. Da. Bun, deci, dar noastră nu vedeți niciun pericol din punctul ăsta? Eu nu zic că niciun. Spun că e foarte mic pericolul de a fi atacat o țară NATO, fiindcă în momentul acela s-ar declanșa o conflagrație foarte mare, iar forța de răspuns NATO, vă spun, este foarte puternică. Nu cred că astăzi în lume există cineva care poate să facă față forței de răspuns NATO. Domnul ministru, am și o întrebare apropo de faptul că suntem noi bine pregătiți. Așa, din poziția pe care ați avut-o dumneavoastră, vă puteți explica ce s-a întâmplat în ultimii ani, îndrăznesc să spun, în câteva spețe absolut teribile, cum ar fi furtul de motorină dintr-o bază NATO. O bază NATO, nu o bază a furat motorină de nu știu unde, da? Deci fur de motorină, te aștepți pe câmp, pe la mama naibii. Doi, cherosen contrafăcut care strică niște miguri de milioane, da? De milioane, da? Să bagi ca și când, dacă mă duceam la pompă la Sultănești de al și băgam de la o benzinărie de aia privată unde amestecă ăla dracu știe ce pânia, ziceam, dar să bași cherosen contrafăcut în niște avioane care te-au costat zeci de mii de zeci de milioane și acum să mai, te mai costă niște zeci de milioane să repari, iar e de noaptea minții. Trei, cum mama naibii niște tâmpiți, că altfel nu poți să le spui, dau ordin la un moment dat să se ridice un elicopter cu nu știu câte persoane în condiții în care nu se putea zbura, ăla fiind comandant de garnizoană sau de ce naiba era, și îi trimis practic la moarte sigură pe 7 inși, pentru că tu ești un tâmpit care ești la comandă. Deci astea sunt întâmplări dintr-o armată NATO, din structuri NATO, da? Și atunci eu, iertați-mă, am un frison în momentul în care mă gândesc că, Doamne ferește, într-o zi, nu acum cu Rusia, dar într-o zi, cine știe, așa, nu știu, ne atacă bulgarii, sunt în NATO, nu, în sârbii, nu știu, ne atacă cineva. Ungurii, că ne atacă extraterestrii, domnule, nu mă interesează. Păi dumneavoastră vă dați seama că eu mă gândesc cu groază că toți ăștia, iertați-mi expresia, dar o spun intenționat așa dur, acești besencizme care se află la conducerea unor unități ale armatei române vor fi cei care vor decide cine merge la război, pe unde o ia, cum trage, cu ce trage, cum se coordonează cu alte unități ale NATO și așa mai departe. Deci, unul care conduce o unitate NATO din care se fură motorină, altul care conduce o unitate NATO din care intră cherosen contrafăcut și strică avioane, miguri, așa, și altul care dă comandă și trimite 7 oameni la moarte. Asta în ultimii ani. Ca să vă mai liniștesc, vă spun că armata română are 90.000 de cadre, din care 75.000 de militari. E suficient să fie 3 timpiți, domnule. Și la NATO dăm 6.000. Da. Deci când spuneți, deci când spuneți o armată NATO, de fapt vă referiți la o armată dintr-o țară care dă câțiva oameni la o forță, da, așa la NATO. Da, exact. Ori 13.000. Da. Deci sunt și alte tipuri de misiuni decât cele cu NATO. Sunt misiuni pe care le face armata română. Domnul, am întrebat ceva. Dați-mă, vă rog eu frumos, dați-mă răspuns. Ați fost ministru al apărării. Repet, sunteți, ați fost în punctul ăla de comandă, de acolo, nu știu ce. Vă spun că și armata seamănă cu țara și cu poporul. Într-o țară în care se fură, se fură și la armată. Într-o țară în care se iau șpăși și se închid ochii, se face și acolo, când se cumpără cherosen sau nu știu ce. Cel mai grav este că procedurile ar trebui respectate și atunci n-ai avea astfel de întâmplări nefericite. Doi la mână, ai și oameni pe care îi plătești foarte bine ca să vegheze să nu se întâmple asta în armată. Este o direcție de contrainformații care se ocupă cu aceste verificări, care trebuie să fie sigur că ofițerii și subofițerii români nu fac prostii, că nu pun botul, că nu iau șpaga, că nu închid ochii și așa mai departe.
Da, se pare că mai e de lucru, dar ce pot să vă spun sigur, cei 6.000 ori 3 când s-o rătesc ei care participă la forța de răspuns, sunt pe proceduri și comandamente multinaționale, nu suntem numai noi de capul nostru care să punem în pericol, nu știu deci, ce. Slavă Domnului că mai sunt și alții pe lângă. Da, de altă parte, ce ultimul exemplu pe care l-a dat Robert viza efectiv o situație limită, o situație în care s-a dat ordin ca un elicopter să plece într-o... Da, eu am văzut, da, era o situație în care niște oameni căzuseră cu un avion și vreai să vezi dacă mai trăiește cineva sau nu și spuneai problema dacă să trimiți salvatorii sau nu datorită vremei care... condițiilor meteo care nu erau favorabile. Elicoptera armatei americane, un Black Hawk, s-a ridicat și s-a întors și a recomandat... Da, și un ofițer a zis, bă, deși vreme e așa, sunteți în stare să ajungeți acolo să vedeți dacă salvați ceva. Și probabil că i s-au spus că da și a făcut greșeala să-i trimită și au murit și ei. Da. Bun, dar mă ierte Dumnezeu, asta ți arată că... Adică e foarte greu să decizi, bă, nu îi mai caut pe supraviețuitori sau îi caut cu riscul să mai moră și alții. E foarte greu să decizi în astfel de caz. Este adevărat, dar pe de altă parte întotdeauna se face o evaluare a situației și te gândești dacă mai trimiți încă 7 oameni să moară. Și tot nu s-a aflit dacă cum o să le explici familiei celor care mai trăiau acolo că bă, da, bătea vântul tare și nu i-a mai trimis pe el alții să vadă ce fac. E da, greu. E greu. În materie de... adică nu e situație de război, dar oricum este o situație limită. E foarte greu să iei decizii. Da. Și deciziile pot să fie bune sau proaste în funcție de rezultat. Pentru că dacă ajungeau acolo nu se întâmpla nimic, nu ieșea tot scandalul. Dar apropo de că tot vorbiți de proceduri, aici abonesc că erau niște proceduri care trebuiau respectate, dovadă că americanii le-au respectat. Da, deci vă repet, dacă era după proceduri, le spunea nu vă ridicați, nu trăiesc, asta este. Dacă ajungeau acolo și nu erau răsturnați de vânt, erau eroi. Că și-au riscat viața și au ajuns așa, dacă au fost zis, da, dacă au fost doborâți... Da, e greu de vezi. Cine credeți că va fi următorul președinte al României? Dacă aș ști, ala ar fi bine. Dacă aș ști, ar fi bine că se fac totdeauna la loteriile astea, se pun la pariuri și poți să câștigi. Să vă simplific un pic așa. Credeți că liberalii mai pot da în 2024 încă un președinte al României? Eu cred că pot, nu știu, vă spun de mai ocupându-mă de politică, n-am mai verificat modul în care opinia publică s-a schimbat sau nu, dar opinia publică de vreo 20 de ani refuză să voteze un președinte de stânga. Da. Așa că există. Vreau să încheiem așa, cu o mică chestie, unde vă cer un punct de vedere din cartea asta, Amintirile unui fost ministru al apărării, apropo, o găsiți pagoramag.ro și e publicată editura Evenimentul și Capital. Ziceți așa, am văzut că ați devenit tefelist. Ziceți? Da, așa la final ziceți la un dat, România are nevoie de oameni politici cu viziune, punctați foarte mult pe chestia asta cu viziunea, da? Trebuie să întrebăm toți candidații ce au de gând să facă, să descoperim pe cel care are viziune, pe cel care are un program de modernizare, dezvoltare a României, nu mai putem sta în coada Europei și aici zic că ați devenit tefelist, că ziceți, vrem o țară ca afară. Da? Asta era sloganul, da? Vrem o țară cu adevărat europeană și ziceți, noi, poporul român, vrem să angajăm un vizionar. Dumne, unul e suficient? Unul. Și vă spun de ce. Noi, în 1990, după evenimentele tumultoase, dinainte de Crăciun, eram o țară în curs de dezvoltare la coada țărilor în curs de dezvoltare. Nu făcând nimic spectaculos, ba făcând lucruri despre care a scris de o grămadă de ori că au fost frauduloase, că au fost greșite, că au fost hoții, că au fost oameni care nu se pricep și puși în frunte. Totuși am urcat în fruntea țărilor în curs de dezvoltare. Produsul intern brut al României a crescut fantastic în ăștia 30 de ani. E adevărat. Am urcat, nivelul anilor 90, am urcat imens. Ceaușescu undeva la 2 miliarde de dolari. Am urcat imens. Și deci, de ce am urcat atâta? Fiindcă am făcut un lucru care e prezentat în orice manual de economie. Ne-am lipit economia de o piață de desfacere mare.
generoasă, cum e piața Uniunii Europene. Asta a fost o rețetă care, cu toate bâlbele noastre, ne-a dus din coadă în fruntea țărilor în curs de dezvoltare. Balanța comercială e de 30 de ani. Vă înșelați că nu exportăm. Uitați-vă la Dacia, uitați-vă că și Mercedes are în România. Și așa mai departe. Sunt foarte multe firme care au fabrici în România și se exportă foarte mult. Problema este că saltul de la țară în curs de dezvoltare la țări dezvoltate, cum sunt țările europene spre care ne uităm, nu se mai face după rețeta asta. Saltul ăsta se face după o rețetă foarte simplă. Îți trebuie idei, îți trebuie inovație, îți trebuie inventică, îți trebuie altceva, îți trebuie ca tu să dai ora exactă în câteva domenii de activitate și alții să cumpere de la tine noutățile și să le transpună. Ei, pentru ca să facem lucrul ăsta avem nevoie de viziune. De viziune și de vizionat, de oameni care nu mai respectă o rețetă tradițională, gata, ne-am lipit lângă o piață de desfacere puternică, ne-am rezolvat problema. Ne trebuie ceva mai mult de atât. Ne trebuie ceva mai mult de atât la nivel de președinte sau la nivel de prim-ministru? Eu cred că România nu este o republică prezidențială și ora exactă în economie o dă guvernul. De aceea eu cred că avem nevoie de un guvern condus de oameni care să vrea să facem acest salt de la țară în curs de dezvoltare avansată la țară dezvoltată, la țară europeană, așa cam cum e în vest. Se pare că vreunul din liderii care sunt sau vor fi în postura de prim-ministru. Asta decide poporul. Au această capacitate de a... Eu cred că în interiorul României sunt astfel de oameni. Am înțeles, dar în clasa politică? Sper să fie așa. Suntem la finalul acestui podcast. Mulțumim, domnule Teodor Atanasiu. Interesant. V-am citit cartea, să știți. Ar trebui un volum 2, așa, ca spate citit. Că... Primiți de la cititori. Știți cum e, să știți că de aceea l-am scris, ca să rămână cu un fel de va urma un volum 2, dar mi-am propus să-l scriu puțin mai târziu. Aștept să apară vizionarul. Deci nu mai avem mult. Deci în curând urmează alegerile. Încheiem cu tradiția, deci, să ne ține Dumnezeu sănătoși până atunci. Deci 2000 după 2024. Am înțeles, da. Ne vedem mâine, aceleași ore, 12 trecute fix. La orele 15 vă așteaptă Ionuț Cristache, iar eu vă dau întâlnire și diseară, orele 21 pe B1 TV, sub semnul întrebării. Toate bune!